și eu, toți suntem naționalist, ne-am la treilea. Și singura experiență cu presa pe care o am și am avut-o este faptul că sunt la opinia scrisă. Am fost Andrei, am 25 de ani, sunt în Chișinău, în Roma. Anterior am ocupat în care se duce în public, profesor sunt jurist, însă de mult am început să ocupa în mine o mass media și actual fac studiile la școala de studii de pasare de informație. Victor Lara, Roma. Care aratul, ca
la lista de modos que tuvo browser, mucho más que de que puedas estar en España, todos los tipos de vida. Ya está, tengo un ejemplo que no tengo que ser listo más que con un chile que era su verdad causa, que era su verdad. După ce am avut review, era mare problemă. Cum se găsește toate site-urile. Am venit Google-ul, am venit soluția pe GitHub, știi ce mai trebuie? Pe GitHub este algoritmul foarte mișnic. Google era un search, ca Google, care case cause foarte trebuie. Problema cea mai mare e că nu îți dădeau rezultate relevante. Că tu puteai să cauți, să te Moldova ceva și să fac curs și pagini întregi, și nu găsești nimic. Da? Pentru că erau foarte mult spam. Și din cazul ăsta, Google a rezolvat problema asta. Și asta, pe general, era un algoritm. Acum el s-a transformat mai mult cu inteligența artificială. Și atunci, după care mi-a zis un rezultat de Google, el a făcut nu doar algoritmul care e din RMS, ai făcut și în bază la istorie ce ați mai căutat pe cineva. Și asta e o problemă foarte mare în societate, global, pentru că, practic, comportamentul oamenilor este dirijat de pe algoritm. Da? Când căutați ceva, vedeți doar ceva dată la un algoritm, nu puteți doar tot peisajul. Dar ce o întreb așa? Inclusiv reclame de pe Facebook, ne apară cum trebuie. Da, este un lucru ăsta. Facebook și nu este. Pentru că, dumneavoastră aveți 35 trebuie să vă arăt care el crede că mai relevant pentru voi. Asta nu s-a luat chiar mai relevant pentru voi. Deci s-au pornit foarte mari probleme în societate. Societatea se divizează. Facebook că n-ai făcut ca să conecteze societatea. Dar cred că algoritmul ăsta a arată pentru că și eu vrei cu mai mulți de ei. Deci era bubble-ul tău intern care tu ai. Și tu crezi, de exemplu, dacă ți-ți faci că ești liberal, da? Crezi că toți din prejur care ți-i arată, ții în Facebook-ul, ți-i liberal. Da, el ți-i arată toți care ți-i liberal, dar ți-i arată cei care sunt sucerii. Da? Și tu îți faci fața în presie, opinia ta publică e adoptată în majoritate și nu trebuie. Dacă și-o pornit foarte mare bătării, chiar că așa poate Facebook-ul a fost este cu PSD-ul, că începe să vorbeze în stângă și-n dreapta cei care au fost la manifestație. Piață. Da? Nu știu scălătă. Cineva a sigur început cu un grup mare de oameni să raporteze a un grup mare de oameni că ei scriu false story pe Facebook. Că nești pe tălinii de raportări de false story. Toată problemă a eu, care trebuie să luați considerat de viitor, că nu tot ce vă arată Facebook-ul e relevant. Poate fi o opinie care nu-ți arată și alte tehnologii care au schimbat stilul de jurnalism este mai strâng. Am dat exemplu ca pe Facebook, dar general sunt mai mulți. Și acum foarte mult este popularizat la stilul de Facebook. Deși noi facem de vreo 9 ani, în Moldova s-au prins oamenii, în al doilea an sau al treilea an s-au prins oamenii, în România mai greu. Dar tocmai acum ce se prinde românii, uite, live stream school, că se dau tot la stream, chiar dacă avem o emisiune și așa mai departe, Facebook, pe noi Facebook ne ajută. E de cât oameni, bineînțeles. Și în Moldova a schimbat live stream-ul cu comportamentul jurnaliștilor în felul următor. Până acum, până la live stream-ul, jurnaliștii mergeau la evenimente, foarte multe conferințe erau, parlament, guvern, în care jurnaliștii trebuia să fie fost la oameni și să fie. Acum, practic, noi transmitem tot cu live, pentru că vreo 30.000 de minute astăzi să vorbim. Și, pur și simplu, ori vine spaia, ori se uită la ce vreau să spună la urmă, dacă sunt mai multe. Noi avem câte noi, noi e până la 10 live-uri, dar avem. 10 operatori. 10 cameramani, dar și când ați spus live-uri. Ok, următoarea revoluție care s-a întâmplat, mobile-ul. Majoritatea oamenilor care au consumat cu mobile, nu pot să mă spun despre informații, chiar dacă o să scrieți voi de fapt, e cu mobile.
Așa că atunci când faci un site, în primul rând trebuie să fii mobile friendly. El dacă l-a dat corect pe mobile, l-a dat cu stilul ăsta de mobile friendly, atunci când luați la maxim toate stilul de navigație și mai se prezintă doar atât. Următoarea tehnologie care cumva va schimba poate pe motor este Chris 60. Ați văzut că ați luat? Dar cred că ați văzut ce la Facebook sau la în care camera asta, va primi spune camera asta, mai bună manuale cu posibilități de voltă. E foarte bine să se vede când mulțim mari de oameni și vrei să vedeți să aveți tot. Când filmez cu o singură cameră, mulțim cu oameni, nu vezi exact tot ce se întâmplă. Nici vorbesc la o singură direcție, da? Aici, practic, și mulți deja au început să folosească ca să arate ca tot mai bine mediul în care s-a fost în acest moment. Starea, de fapt, a lucrurilor. E foarte bine să fie când se vor. Când se vor, trebuie să fie grade atât de singur. Polițistul care a venit și a oprit cea în partea asta, camera poate să fie răzut. Asta s-a spart. Asta a dat totul de lucru și vezi exact ce s-a întâmplat. Și foarte ușor pot să vizualizez chestia asta cu schimb virtual reality, dar este cardboard. Sunt niște cartoane care Google le-au tipărit, le-au făcut niște forme și ele sunt liber pe AliExpress, pe carton, pe supărătoare. Acest în care construim cu telefonul se sparte la un moment ce era pe ecran, la și vezi ca știi, nu știu, ce e. Din păcate, ne-am oprat să mă duc, e un drama de ecran. Ați vezi că te e ok, de exemplu, să trimis la un reportaj care l-a sperat la 360 și toată asta nu se tehnologiile este deja sunt și foarte mult. Camera care ați văzut-o precedent, că eu am un an și ceva în urmă, ăsta 500, eu cred că sunt și mai ieftin, chiar sunt și când mai foarte așa, în camera în iPhone și filmează pe ce vezi. Foarte ieftin, puteți să cumpărați pe camera. Și telefon de ajutoța. Următoarea revoluție care este în lume, este aplicațiile mobile deja au făcut, nu mai este care. Dacă până acum toți gândeau că ochii trebuie să facem la ziarul nostru la aplicație, trebuie să facem milioane și trebuie să facem bani și nu știu ce. Aplicație care nu este mai. Nu mai este mai. Lumea și-o instalat pe Facebook, YouTube, și-o scris cu aplicație Instagram, Snapchat și nu știu ce. Și ceapă? Și deja majoritatea oamenilor nu mai stau pe Facebook. E chiar dacă credeți că majoritatea oamenilor stau pe Facebook, nu stau. Stau pe ceapă. Oamenii, ființa oamenilor deja. Jurnalistul întotdeauna trebuie să găsească unii cu atenție oamenilor cu asta. Unii stau. Unii stau voi. Atenție oamenilor cu asta în ceapă. Da? În rătate, oamenilor îi cred ce voi ați văzut pe existenie în ceapă în ceapă. Oamenii în care comunicați cu ei, cu voi și așa. Deja să folosesc tehnologii inteligente artificiale, machine learning, deep learning, în care ajută pentru a crea diferite sisteme inteligente în care interacționează cu oameni. Jurnaliștii acum gândesc când jurnaliștii se află acum în platul în care tot ce scriu ei se livrează prin portal. Nu știu cum credeți la jurnaliștii de acolo ca asta, voi când creați ceva, trebuie cumva să distribuiți conținutul. Și acum s-a ajuns la faza când jurnaliștii sunt în epoca de RD. Deși au mai trecut. Unii deja au trecut la aplicații, încă foarte puțini au înțeles ce înseamnă chat și ce înseamnă voturi, ce înseamnă grupuri, chat și mai departe. Adică nu dispersionează, nu distribuie conținutul care creează ei în chat.
îl ignoră total. Deși oamenii deja au plecat acolo. Înțelegi cum e? Și ce trebuie să fac? Chatbot-ul să ne găsi. Chatbot-ul poate să fie inteligent. Viitorul cumva apropiat să spun felul următor. Cineva o să intre pe Telegram sau pe WhatsApp sau pe YouTube, o să scrie temul de comunități. Și acum o să apară de la pe comunități. Că nu o să, nu o să mai primească un pe adevărul lor, să dai bani într-o parte, să-i potrivie și să cauți comunități. Păi să poți să găsi. Pentru ce trebuie să scrii la comunități. De comunități, cum ce am putea. De la dată să iei 3-4 comunități, 4 să te stăjuni. Și tot asta se face cu prezentul personal. Dacă este un chat care l-am făcut la privesc eu ca e-testar, în care înțelegi ce-i scrii, chestii. Și îți dă răspuns relevant de varietate. Da, el pe când eu am făcut un weekend, de întrebări și răspunsul nu prea are mult, dar noi unii putem, de exemplu, să facem tot așa un chatbot în care voi să invitați întrebări și răspunsul foarte mult. Și după asta să publicați și lumea să trebuie să răspuns. Să fie ca, de exemplu, cum să previi fake news, cum să detectezi fake news și așa. Trebuie să cumva, împreună, să venim să facem un proiect, dar nu știu să mâini ce scrie. Cum știu. Mâini noi tot iar trebuie să mâini împreună să ne adunăm, să facem un proiect. Asta ar fi un proiect în care să facem un chatbot în care eu să dialoghez cu oameni, nebaron. Sau nebaron, sau orice. Și el aici mă întreb cu analitic. Liber și nu am văzut. Nu spune cum să faci. Mai departe, o tehnologie care a revoluționat metoda de interacțiune cu oameni este Fisher Fish, care el recunoaște vocea și cum vorbești, transformă în text. Da? Și asta e foarte relevant, pentru că mai departe calculatorul lucrează cu text. Și deja spui și atunci au ajuns, anul ăsta au ajuns cel puțin în chineză, au ajuns prima în level performance, o trecut chiar. Adică, eu, calculatorul, înțelegi mai bine ce vorbește om decât un om. Înțelegi prima în level performance. Chinezii sunt mai sus acum decât Google, dar în general cam asta se face. Acum a rămas 2-3 ani și toate limbile de om, care pe sigur înțeles mai bine calculatorul. Noi folosim noi avem transcriere manual, deci transcriere cu ajutorul speech recognition de la Google. Noi transmitem spate audio de text, de un video, avem la procesare la Google, eu avem la procesare, avem la text. Din păcate, nu e așa de bun, de asta noi procesăm text manual. Iohannis, cred că mă înțelege destul de bine, dar pe totul nu. Asta e. El cumva e adevărat de vocii mai mult românească. Nu e așa, nu prea înțeleagă, dar nu prea știa nimeni bine. Dar noi continuăm să chiar să transcriem foarte multe elemente la oameni, pentru că doar să fim lasă studiate cu orice text și de atunci să folosim pentru antrenare. Asta ce recunie și nu mă gândesc să spun. Motoare condiții care se întâmplă în ziua de azi. Încă motoare lor. Dar știți cu California. Stati Unite era în 2010 și la noi vreau să vedem în 2012. Asta este pe parte. Că deja Alexa din Google este primul. A treia e la Google.com, a treia e iPod.com la Apple. Și el a cât de probabil. El a fost prezentat, dar nu a fost dat. Ce face? Omul stă el normal acasă, plasat de multe de efect. Și îți fac ieftin, suma ta, cât vă zici de oameni. Și tu poți să-i dai orice să facă, poți să-i pui taie, de exemplu, cu voce. Tu interacționezi doar cu voce. Poți să citească cu notăți, să-ți spună muzică, să-ți spună vremea care faci, să-ți spună rezultatul
rezultatul promisiunilor. Practic, societăți virtuale în care jurnaliștii, editorii, vor începe să se bage și în sistemul. Fiecare din sistemul virtual are un backend în care se bagă informații. Deci, voi, în urmă, să aveți acces la așa sistem în care voi să poți să raportezi la Amazon, la Google și la Apple, eu am spus să contratească, da? Vă mai duc în Moldova. Și atunci când cineva din Moldova spune, de noutăți, spune, nu, o să vedea, nu, o să citea cum pe noastră. Cam asta e mine. Mai departe, când ați văzut de multe ori filme SF în care globul vorbește cu noastră tare. Eu nu înțeleg de ce cauze regizorul anume așa face. Și asta nu e bun. În viitor o să fie așa. În viitor o să fie. Asta e. Sunt generat probator. Tu nu trebuie să pierzi de mult în unui bol. Dar nu că era sunt sisteme în care poți să faci ca să vorbească vocea ta. Tu poți o idee ar fi, de exemplu, dacă aveți o aplicație de mobile sau browser la mobile, foarte mult lume își rede acum la mutiaj. Și la mutiaj ce faci? Vreau să nu faci. Dar o soluție simplă fie ca site-ul noastră să fie un buton ascultă audio. Și ești buton cu glasul tău, poate, sau să-l ținem, sau care e altul nice. Destul de nu știu ce nu faci nimic. Dar fi, de exemplu, totul nu. Noi putem să facem mâine chestia asta, dar vă primit doar eu să lucrez, voi nu ați lucrat. Ca tehnic, eu doar tehnic de sigur. Dar noi mâine trebuie să facem un proiect în care și voi să vedeți în situație. Cam așa e o idee fie ca să faceți viitor, textul schimbă și un pic voce, pentru cei care stau la un text. Mai mult atât în Statele Unite, drumul de la fiecare țară în America vor deva două ore să pe distanță sunt mari. A fost. O oră la portalul ăsta, deci o oră nu s-a. Două ori, practic, poți spune să spune portalul tău, nu s-a spus radio. Dacă e un persoană. Următoare tehnologii care deja au fost prezentate, cred că doți comuni, tot comuni în urmă. Vă spun ceva la fiecare sau nu? Tot azi vreau. Nu vreau să mă spun ceva? Contrafăcute, nu? Nu sunt contrafăcute. Ele sunt fiecare care au altul care nu există. Da. Sunt spun generat ca toate. Pe viitor o să vedeți, poate, articole. Uite, cineva a făcut ceva și aveți o față care nu e mai mult lume. Că fake nu se treacă în text mai mult. Vedeți imaginea fake, nu numai text. E mai probabilitate că ești mai lume o persoană care s-a mai slăit cu persoana care e fost. Dar poate nu. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Da, dar vezi că nu poți să-l spui. Exact. O tehnologie care trebuie să folosesc la zălini este creșterea calității mai multe. S-a zis că nu s-a dus pe un publicat. E tehnologie nouă, în care dați o imagine din calitate proastă. Și el îți face înapoi imaginea mare care trebuie să fie, în calitate bună. Că să spun filme, cum sunt în filme, așa, să fie cu niște pătrățeni, nu trebuie să fiești nimic. Să fie calitate până nu vezi cine e el sau el nu să fie scrisul și el să fie stabilește scrisul. Asta e tehnologie de vreste. Și e foarte simplu să face. Dai mult filografii mari mici și o vezi și altfel nu stabilește apoi din tot filmul. Nu gătează ce filmul, oricare. Nu dacă vine, de exemplu, o șoviță de păr, la calitate joasă, deja știi cum să o restabilească calitatea la
eu dacă vreți să ieși din nou, dacă vreți, aici sunt niște pătrățele, nici nu se vede că-i părul, da? Aici deja nu faci părul. Se vede fișoară de părul, să-ți fără. Așa. Încă o tehnologie care trebuie să folosesc, de exemplu, concret, articole istorice, care trebuie să fac fotografii. Aici nu e nici o urmă, dar deja sunt site-uri care îmi fac chestia. Este o GitHub, sunt scoderi, cum se face chestia asta. În care tu îi dai fotografia al unei și o faci cum. Te încearcă să zicească cât mai exact care e culoarea pe schemă. Tot așa sunt mulți. Invers îi dai. Hai, îi dai fotografie color și al unei, e foarte ușor de transformat. Fotografie color în albine. De fapt, e grăină. Acum cu aur. Aici am un video. Dar, după care, prezint unii următoarele tehnologii. Thank you.
ce mă rog, practic poți să faci spunții din ea. Și ce vrei tu, da? Deja nu mai există chestia asta, că am înregistrat cineva, am spus lucrurile astea, deja trebuie să spuneți la loială, că asta e corect sau nu. Motorul... Deja pot să faci și fake la pauză, la față, ce vorbește. Asta e generat complet automat.
și limba română. Nu. Și asta numai pe 5 ore, dar ca un calculator destul de slab. Și el știe cum arată, de exemplu, că prima literă trebuie să fie întotdeauna cu caps. Că știi că, uite, de rând nouă că se leagă. Nu știu cum tot învăță. E un algoritm pe care îl respectă, nu? Nu e algoritm. Adică deja inteligența artificială nu s-a algoritm. Sunt funcții sau neuroni care cumva se adaptează la rezultatul care tu ceri, dar tu nu știi exact cum. Mm-hmm. Tu nu-i dai niciun algoritm. Tu singur găsești algoritm. Cel mai corect. Așa că deja este text care generează un lucru jurnaliștilor și, de exemplu, poate să facă așa un tip de concluzii. De exemplu, eu pot să am așa o sistemă care spun citește în toate articolele de pe adevăr și dăm doar concluzia la fiecare. Poți să citească pe o pagină întreagă și într-o propoziție două să spun ce e scris. Așa stă. Cât de pesant e concluzia? E foarte pesant. Și drept în engleză, la unul, dar e foarte corect scris. Foarte bine argumentat și corect, gramatical, nu-ți dai seama că nu scrii nimic. Ce vă arăt eu sunt mai mult valabile pentru engleză, decât pentru engleză e limba de circulație foarte mare și există foarte multe date. Dar asta nu înseamnă că știi câțiva limba și la rusă și la de obicei, primele tehnologii în domeniul procesării limbajului este în China și în chinezul, cred că circulația cu foarte mult. Ce mai poate face? Poate scrie muzică. Un site care e destul de popular în lume, se nu știu, e foarte popular, e Grammarly, ci drept pentru engleză, da? După ce am făcut diacritice AI, foarte mult mă întreb că acum să fac un engleză în română. E site care îți corectează gramaticalul textul. Nu atât din punct de vedere tehnic, dar în mod cum oamenii scrie, decât corect gramaticalul. De exemplu, româna e scris într-un fel în România, în Moldova, tot ca și ești cuvânt, dar altă. Sunt mai multe limbi rusești și traduce în română, ca dacă așa e stilul ăsta de vorbire. Și că gramele iau doar în engleză, dar cred că știu eu din perioadă să fac și tot e făcut cu ei. Un proiect care l-am făcut FOFAN, tot în stilul la Chiemenescu, l-am dezvoltat mai departe, corectarea diacritică. Noi avem o generație de oameni care au crescut din 90 până acum și nu scriu diacritici. Și motivul e că nu erau diacritici. Următoare sistem de grație care erau atunci, nu aveau diacritici. Putea că erau, nu mai spune istoria care era, dar nu era. Și practic s-a educat la scriu la calculator fără de aici. Și continuă și o zăvedeați, chiar dacă sunt de aici. Și spre surprinderea mea, foarte mulți oameni folosesc lucrul ăsta. Chiar s-a pasat am într-un număr. Și sunt doameni între... Știu sunt și ceva, doameni între zilnic și... Ca asta cu... Corectează pe asta. Nu sunt, adică astea nu sunt exact. Sunt au o marjă de eroare destul de consistentă, cât să-ți dai seama dacă ești făcut de calculator sau de om. Încerc. Poftim? Încerc. Păi știu, pentru colegii mei, majoritatea folosesc tot așa, nu scriu în română. Dar și am deja o
variantă de AI care face doar obțin greșeală. Și dacă eu mai țin mai mult în viață, faci și mai obțin greșeală. Eu o să ajungă să fac o singură greșeală la 1000 de caractere sau la 1000 de caractere. Că asta am înțeles că este posibil să fie în viitor, dar eu vorbim să decât pe zi. Păi nu, în viitor, eu nu trebuie să fie. Pur și simplu, eu acum călcătorul care m-a construit și a făcut aia, eu ăsta e foarte alte probleme mai importante. Dar asta l-am antrenat timp de weekend, ca să înțelegeți. Dacă mă antrenez timp de lună, scriu software. N-are ce așa. Și eu testez, pe, de exemplu, eu tot textul de la Contrafort, revistul Contrafort, ca scritori prietenii mei care scriu, ca să spun, ce mai puțin greșesc. Iată că trecut fiecare articol ca prin 7 voci. Și eu după ce se învață, AI-ul, eu tot textul la Contrafort tot articolul și îi spun, elimin toate diacritice și spun, pun un socot compact. Cât eu am făcut. Și în câteva milioane faci câteva sute de greșeli. Descurcă bine. Așa. Și aici ați înțeles ideea care s-a făcut. Putea scrie un exemplu, de exemplu, Alina. Ideea care este de acrit și ro și mai simplu câteva site-uri, dar nu pun un depinez de conținut. Sunt să uit dacă cuvântul ăsta are și desene cu de acrit și fără, îți arată variante ca să le alegi. Asta nu îți dă nicio variantă, eu să singur încerc și își plec. Alina, de exemplu, se scoale din Neață, sau de dimineață, mai spun așa, și se duce la școală. Sau pleacă. Da? Acum, presupun că... Școală și la primul an și la urmă, că se scrie la urmă. Păi da, dar eu... Uite, dimineața, da? Vezi? Dimineața, dar presupunem că e de... Presupunem că e de... Uite, s-a schimbat și... Adică... Și algoritmul ăsta n-are idei, numărul 1, n-are idei, absolut bun. Dar cumva îl găsești... Algoritmul care trebuie, găsește niște legislații în limba română care permite și pun corect de aici și înăuntru. Și de obicei el lucrează foarte bine când îi dai copy-paste la text, nu când îl scrii special. Când îți pui țelul ca să-l amăgești, el atunci dă fel. Nu-i natural să-l amăgești. El citește foarte mult text, cărți foarte multe, în care sunt natural scris, nu va încerca. Și l-am publicat prima dată, foarte mult încep să-l raporteze. Dar eu am scris țața Valea și gata. El n-are context și nu poate să-l spune. Cam asta e AI. Cum văd eu viitorul jurnaliștilor? Deși voi sunteți într-o perioadă foarte grea, foarte grea. Ca să-ți înțelegeți, costul plătit, sau plata pe cuvânt a jurnaliștilor a scăzut dramatic din anii 70 până acum. Repet un lucru, da? Costul care o scrie, cuvânt care o scrie un jurnalist, în anii 70 era cred că de 100 de mari. Adică e foarte greu să scrie. Tu, practic, te scrii mult mai mult ca să ai aceiași bani care avea un jurnalist la anul 70. Atunci a fost epoca de aur, a fost ajutorul la anul 70-80. Și informația se procură mult mai ușor acum. Adică asta e redacție și atunci ați trimis comunicare de presă. Da, cam la urmă să plătesc pe volumul care îl creați și pe informația care o scotociți, să spun așa. Cum eu văd jurnalismul viitor? În primul rând, el s-a nișat.
bun exemplu este The Information, este un site mercant, în care e închis, nu vezi ce scrie, nu? Dar dacă ai abonament, nu ai 30 sau 40 de bani abonamentul pe lună. Și nu avești cei mai buni care ai văzut, sunt acolo. Îi scriu și doar din prima sursă, adică nu prea ai cu ieri, scriu doar dacă se duc la față locul, dacă discut cu cei pe Facebook. Și e un site care public ce se întâmplă în domeniul IT, în Silicon Valley. Și majoritatea clienților lor, cred că sunt investitori, care investesc în diferite companii. Și vreau să aflu ce se întâmplă în viață, da? Dar cam asta e viitor. Adică jurnaliștii se fie nișați pe anumite segmente în care... Și deși foarte multe site-uri încearcă să se reprofileze, să facă din stilul de publicitate, cumva să încearcă să facă pe loc, foarte greu cu vreți. Pentru că oamenii sunt educați poca, adică să citească gratuit. Nu vreau să plătească. Chiar și la privesc eu, noi avem foarte mari probleme. De exemplu, am trecut abonamentul de $5 pe lună. Simbolic, cum spun. Și foarte... Și noi am putut să facem un truc. Hai să dăm gratuit la ăștia din Moldova și România. Dar spunem cu plată la ăștia care sunt la fel în țară. Și vreau să află ce să află în România și Moldova. Și de obicei au bani mai mulți. Că îi trăiesc de obicei în Europa, în America. Și că trebuie să 5 euro și mai mulți. La tot. Am avut mari scandal. Unde e dreptul la informație, constituțional, chestii de astea. Adică lumea nu e deprins să plătească cu informație. Asta e ce. Și e foarte greu să reeduci, în primul rând, și angajații de la stilul de publicitate, la stilul de scris cu așa. Însă stilul de publicitate deja nu... Ele spun la toți studenții mei, business publicitate e cel mai rău business. Dacă tu, dacă vrei să faci o afacere, trebuie să încerci toate alte business modele care există, dacă nu niciun nu merge, atunci poți să încerci pe asta. De fapt, au o falsă impresie că dacă la Google e ideea ta, dacă nu îi faci miliarde și Facebook faci miliarde, înseamnă că și să ai curățul nostru să faci miliarde. Ok, dacă aveți întrebări, nu știu la ce o să spun, nu? Potrivit. Și dar puteți spune că continuăm mai trei priviri de asta. Nu ce au mai vreme. Dar cred că întrebarea puteți desfășura mai departe. Ia să se pare că mai există? Nu te desfășura. Cine este așa? Nu există. Nici site. Da. Portalul e. Nici portalul nu există. Mai există? Ziare tipărite? Ziare tipărite deja sunt. Порталы спектакль. Система дистрибуции, когда кума журналисты уже с друкапками по сути Facebook. И практика кума мажоритета масс-медиа только на Facebook. Не с ними, я сам. Практика тут крес концентру, что он фугас там, но и лайк, и люди с обнем, процесс концентру в Facebook. И не меня не интервать, если сейчас. Когда ты читаешь титул, потом он изумат, а потом он светит во фотографии. Mie mi se întâmplă adesea să dau scroll pe Facebook fără să deschid vreun link, dar citind informația la 3-4 persoane, îmi iau cine a fost, unde și când, chiar dacă fiecare au scris doar câte propoziție în descriere la link. Și știu deja ce s-a întâmplat fără să mai deschid. Exact. Și avem... Am creat secretul cu ecosistemul care tot jurnaliștii, chiar dacă fac foarte mult ca să scriu un articol, până la urmă, publicând chestia asta, câteva descrieri pe Facebook, o să faci concluzie și mă intru să citească. Și apă, și feedback-ul pe... Da, Facebook face pe asta bani. Pe la dată, publicitate între sloturile astea care cu diferite mă opresc la producția. În plus, și dacă vrei să promovezi pagini pe Facebook sau o știre, tot ce bani. Ok, sunt altă ca promovarea știrii pe Facebook și promovarea paginii. Încă o capcană și mai mare. Ok, promovezi pagina, promovezi... Și cum faci bani? Tu nu faci, faci Facebook-ul ăla, trebuie să încheți. Nu, Facebook-ul care e avantajul? Tu cum faci bani? Tu înapoi, cum îți scoți bani? Tu ți-ai promovat pagina aceea, ți-ai luat 1 milion de follow-uri. Cum faci bani?
cu timpul dacă devii site-ul devii cunoscut, deci pasarea reclamă. Nu, o lumea nu vine mai pe un site, nu este Facebook, pagina pe Facebook. Asta e o altă căcare foarte mare, care jurnaliști un rol. Bine, dumneavoastră cum vedeți care, dumneavoastră cum va fi livrată de o informație pentru asta? Facebook, în general, Facebook deja e primorit. Adică, da, sunt mulți oameni care au multe caute, miliarde, dar cât de la generația tânără, nu mai stau Facebook. Copiii, 14 ani, nu mai stau Facebook. Ei stau pe Snapchat, Instagram, mai stau pe Facebook, dar nu mai stau Facebook. Pentru ce boli. Eu, de exemplu, de vreo jumătate de an ne-am citit aplicația Facebook, de atât trebuie. Să și ieși informații care arată lucrurile. Deja folosesc foarte mult medium, în care textul meu nu ce mai calitativ și relevant cu mine. Adică eu vă recomand și voi. Și cred că acolo cum scriu în engleză, toți sunt și noi. Dar stilul ăsta de nișare a jurnaliștilor care sunt nișați, și bloggerilor care sunt șansă, atunci pot fi mult cu valoare să iei la un blogger care e specialist decât la un jurnalist care nu e specialist pe care scrie nimic. Și acum, ați înțeles că falsă impresie că dacă noi avem un like, mai mulți bani să facem, nu valoare. Noi avem, de exemplu, la privesc 132 milioane, 132 milioane. E fain. Ok? Publicitate, cum? Păi nu, Facebook cum e spune publicitate. Facebook cum e spune? E bine, în ce se vezi atunci era? Pe vezi că business model e altul. Noi îi plătesc organizatorii. Pentru ca să dăm stream la ei din... Noi îi plătesc din singur, practic, care păresc să iei de la informația, să publici și nu uitați. Adică, nu ne permitem pur și simplu luați. Noi le-am dat noi 2-3 ani, luați, și mi-a zis că... Nu v-ați promovat? Da, e de prins, dar e tot. Și după asta, când am rămas cu un operator 2-3, noi mult mai convenabil să externalizeze la noi servicii, decât să se angajeze oameni, cu operator, cu mașini și așa mai departe. Mai am o întrebare. Despre partea asta de paywall, în jurnalism online, da. Credeți că ar putea să fie, nu știu, o soluție a jurnalismului în viitor? Adică, cred că doar așa s-ar putea menține. Doar cu singurul virgul. De dorit să începeți de la zero. De dorit nu să luați un ziar care are conținut public și cumva parțial să-l faceți pe om. De dorit să faceți tot de la zero. Angajați jurnaliști calificați, care scriu doar ei, nu copy-paste-uri pe internet și informații relevante și pe nișă voi. Nu proprie, dar pe nișă. Care e foarte important ce scrieți voi. De exemplu, sănătate scrieți. Există sănătate, nu vă amestecați de politică. Și politica are și asta. Sau de finanță, finanță sau așa. Cam asta e. Și viitorul jurnalism va fi foarte mișat. Dacă stați la școala de jurnalism, specializați pe un alt domeniu. În alte domenii. Nu învățați doar, nu știu ce metode învățați de exemplu. Ca de exemplu, pentru ce mai mici? Ce exemplu de nișare, de exemplu? V-ați spus doar de asta, cu information. Ei sunt nișați doar pe investitori. Care, normal, că și-au bani. Cu atât bună nișă, de exemplu, poate fi ăsta de sănătate, în care medici tot oameni. Nu rog, dar sunt un lucru așa, dar nu am medici altă. E mai greu nișarea, de exemplu, socială. Da. Dar cel mai bine e să pornești la o nișă, dar toate start-up-urile așa încep. Încep la o nișă în care își permite să te iubiești, dar după aceea începi să te lărgești nișa, să te ajungi. Trebuie să începi la o nișă. Cum vreau să ce... Bine, eu fac pe studii de democrație, că e ca și Moldova. Moldova, de fapt, este plus și... Se extinde bine peste, se propune bine peste Moldova cealaltă. Și geometric și e același background. Numai că avem o șansă în plus că suntem atașați în Europa. A fost așa, că anii 70 au fost anii de perfect presie. Și în general la presie, să zic. Așa, așa.
România și Moldova, nu? Nu, a fost un problem de rădăcini. Da. Cultural, să zicem, o formă de probleme de recepție a creștinilor, care au venit cu 89 în toate de țări, iarăși au dus la multă manipulare, multă politică. Există background cultural în Moldova, ca aceste zone să aibă o altă parte de minim de cât de cât să. Vreau să mai fie presa exact în Statele Unite sau altceva. Pentru că deja internetul a funcționat pe metoda de difuzare informației. Și voi intrați foarte mult în aceeași nișă cu alți profesioniști, care din multe ori mai bine relatează ce se întâmplă în zona lor. De exemplu, să fie un blogger care e medic și în fiecare zi face chirurgie. Și scrie ceva despre medicină, el urmă a urmărit o sfidă decât un jurnalism care face ceva. Cumva văd un shift, poate, un profesionist să se facă jurnalist, decât un jurnalist să se facă să scrie despre medicină. Exact așa e și nu numai zona, și în programare. Adică, mai bine un profesionist să învețe, să învețe niște limbaj de programare și nu o să fac punctul pe care trebuie, decât un programator care face ceva să încep să învață chimie, că nu știu ce trebuie să faci. Înțeles că de asta și vorbim de zi. Eu am sigur că ar trebui mai contat mai mult informația de ce am plecat din specialitate, nu? Da. Informația plecată din specialitate de creștirea că o transformă, să zicem, informația pe care o transformă în știință jurnalistă. Cred că uneltele este mai des care pune vezi de aici, foarte ușor deja să faci textul mult mai vizibil, corect gramatical și așa mai fac. Eu, în viitor, văd, chiar dacă o să fii jurnalist, o să fiți plin de aici. În cazul, o să fie schimbul de ce mai care aveți, eu automat o să spună cu gramările, de tip gramările, și greșeli faceți, cum scris corect. O să fac check-ul, o să analizez toate literele, toate lucrurile care scrie acolo și o să spun, uite ce e greșeală. Verifică întotdeauna, să schimbă, să mai acasă, cifra corectă trebuie să fie. La toți bătaie, fotografie care trebuie să punți acolo, eu o să o tai, o să cadrez exact cum e el să fie mai viral. Adică eu aș ști, cu imaginea este din istoric, el a fost mai viral, dar pui, este chiar și, cum vă spun, este un experiment foarte interesant în care, cum învățat sistemul să taie fotografiile corect, care să aleagă. Că tu dai o listă de fotografii și el trebuie să aleagă care e ce mai vreau. Și a fost făcut în felul următor. S-a luat un grup de oameni, este Amazon Turk, este așa un serviciu în care tu dai niște task-uri să facă, dar în spate lor oameni, de fapt. Da? Sistemul automatizat, dar în general sunt oameni din toată lumea care fac task-uri mici. În care îi spui, în cazul dat a fost un fel următor. El îți arată o imagine și tu trebuie să răspunzi. Ai mai văzut imaginea asta în trecut? Sau nu ai mai văzut? Și el îți arată așa multe imagini. Tu ești plătit pentru asta. Tu răspunzi de fiecare dată, da? Dar tu însăși faptul cu oameni fac chestia asta. Și ce determină atât? Foarte bine se memorizează membre de oameni, picior, mână, ceva care îi prind la față. Foarte rău să memorizați la oameni. Peisajul foarte frumos. Nu contează cât de frumoase, sunt foarte greu să memorizați. Și anume, în baza la răspunsurile astea, au fost făcut dirigenta specială, care cum tu îi dai o listă de imagini și spui, ia că alegi una care este ce mai vreau, tu o alegi în baza la răspunsurile a mii de oameni care vă învăț o învățat, nu știu, de asta sunt și unul. Adică aici e adaptat la cerințele noastre. Ai vrea să vorbim? De-aia descurajare, de-aia dus în facultate. Ok, nu știu să vă spun. Data asta prefer pe mine. Ce o să facem noi? După asta o să trebuiască să decidim ce proiect să facem.
să învățați ceva. Adică eu ce pot să vă ajut, eu sunt programator. Vă să inventăm ceva în care eu ajutor, mă mai ales, voi că ajutăm în situație. O idee ar fi că să facem un chat care voi între unul să gândiți întrebări, răspunsuri, întrebări, răspunsuri, eu pot să mă zbagă asta în bază date și vreau să fac să... Când cineva să-l întrebe, o să găsească răspunsul corect. Da? Și o să răspund. Da. O întrebare, nu ca jurnalist, nu ca jurnalist. Că spus că sunt felul deja aplicații, programe care pot modifica voce sau imagine video, precum că persoana o să-și trimite acțiuni. Dar cunoaștem, de exemplu, în instanță de judecată, ele pot servi drept probă. Dar acolo se efectuează expertiza lor, adică expertiza poate demonstra că aceste imagini au fost făcute prin intermediul unor aplicații. Să zic așa, de la un învățat ajuns, deja nu poate. Nu pot să spun acum, dar nu cred. Adică poți să ajung la așa performanță, că să nu fie tot tipat. La un moment când nu ajung la așa performanță. Nu știu, dar... Adică gamul ăsta care m-am arătat cu fețele astea, sunt două creieri care încearcă să amăgească un gamul. Adică, un creier discriminat, așa. Un creier încearcă... Îi dă o imagine, mai astronaut și spune. Ia că e imagine. Și determină, e fake sau nu? Și o spune că e fake. Am mai schimbat lecție, determină, e fake sau nu? Și așa miliard de culori. Adică el, asta când generează imagine, el ajustează pixel cu pixel, pixel, da? El e calculator, el poate să facă miliard, miliard, nu poți ține. Calculatorul îți iau miliard. Și el până ajunge la așa o față, în care creierul ăsta artificial, el nu mai determină dacă el e fake sau nu. Eu nu știu cum un om poate să fie mai... Tot depinde numai de resursele care îți spune compania care vrea să facă imagini fake sau audio fake, depinde de date și așa de... Prezinte că dacă îți prezinte careva imagini de video în cicată și poate nu recunoaște că el e video... Da, tu poți face contra... poți face ceva diferit, poți să spui, de exemplu, să iei vocea de judecătorul și să spune că el făcută, că le liberează. Păi, în prezent, e sărbit la expertiză în România, în Moldova, în acea expertiză, sărbit în România și deja în România, experții se expună, adică... Experții toți sunt. Adică, creierul de obicei ajunge la performanță care o mai chiar dacă... Chiar experții, doar tot cu ajutorul corporatorului încearcă să zică imediat. Și imaginează tot cu ajutorul corporatorului să fie. Practic, până la urmă, se cedeleze două sisteme de calculator, care spune... Înțelegi? Nu poți să uiți la audio și anul să-i spui că e vizual, că e fake sau nu. Ok, vă spun, dar tu nu dai seama. Logica trebuie să ajungi la așa nivel că înseamnă să fie recunoscut nici probe audio, nici video, nici nimic. E da, ce faci? Poți să recunoscut, poți să ai un dubiu. Nu poți să demonstrezi că nu asta ai spus, dar ai spus sau nu. Păi asta înseamnă, că ai tot de seama că nu se spune, poți să vezi să arăba, să nu se recunoscut. V-am spus fake news și aveți aici fake-uri textuale, asta e fake de gol. Asta sunt probleme pentru infanță, dar sunt așa cu fake news care... Tu poți spărăști un război. ...politică și schimbă un fel, schimbă tot. Și... Televiziunea și... Efecte dus. Televiziunea e iertă, Dragnea, de exemplu, spune cum în declarăm război Moldova. Noi, de fapt, atât așa cazul, când a fost în campanie electorală din 2007, o port în presă cu unul din contracandidații, prima la funcție primară general, o port în compania la două domnișoare. Și asta spunea, de fapt, mai și-a fost urcată. La nivel emotiv, la nivel de presă, el și-a jucat. Da, imaginea a fost urcată, că el nu se vie de bine acolo. Dar ce poți când iese Dragnea full face, ecran și spune ce vrei tu, da? Atunci... Ok, eu știu că asta poate fi urcat. Poate voi știți, dar... Două ușoare de urcat, nu știu. Știți cum este un banc în fața copiei cu rog? Cam așa și aici. Stai, vorbim de scurt, că el nu are fată. Așa și cu fake news-ul, în real time să vedem chestia asta, dacă nu... Din punct de vedere jurnalistic, cred mai e rezultatul pe subiectul ăsta, contează foarte mult și sursa. Contează foarte mult și sursa. Cine a publicat imaginea respectivă, dacă jurnalistul respectiv are credibilitate și așa mai departe. Pe unii e de sursa. Dar trecând peste România TV și Antena 3, care sunt două televiziuni foarte pozitive. Vă refer în general, de exemplu, am oameni care îi urmăresc, nu mai lucrează în momentul ăsta, am presă, lucrează în alte domenii.
Și rămân totuși niște oameni viza care știu că sunt obiective atunci când poți să fie incredibil. Problema e cu credibilitatea. Tu, ca jurnalist, încerci să-ți filtriezi oamenii după credibilitatea lor. Și știi, urmărești de mai multe ori. Și încerci să contrapui ce au scris ei cu ce mai este și îți dai seama dacă e fake sau nu. Nu are chem să fac chestia asta. Au fost deja cazuri când chiar și redacții care îi găsit sau... Adică au luat știri care erau fake, dar erau tot incredibile făcute, ei nu știu la seama că sunt fake. Da, poți fi. Și tot din planii sunt atât ei. Jurnalist poți fi. Știu că era și cazul ăla care s-a numit cu sigur mai să-și mă egal, în 2007, cred că s-a întâmplat în Australia, când o agenție de presă de stat, dacă nu mă înșel, a dat o știre cum că președintele Americii urma să vină la o conferință acolo și a fost și verificată, sursa a sunat la organizator, vorbit, inclusiv declarat și de fapt a fost diferit. Chestiile astea se întâmplă, într-adevăr. Da, asta o soluție, de exemplu, contrafacerea videoului o să fie 360 foarte bine. Acum, adică, stați, de fapt. Păi da, acum. Acum zic, dar pe viitor probabil că și asta o să fie la un moment dat. Da, dar e foarte greu chiar să faci tot în jurul, foarte greu să o faci, să o remodelezi. Asta e foarte greu. De asta și o scăpare temporară ar fi 360 de grade, să filmezi. Adică este o manifestație ceva, faci 360 de grade. Nu ce, puf, asta nu-i fake ceva, nu-i filmat cineva și generat la artificial. Sunt un lucru, dar trebuie să le știți deja, care trebuie să le folosiți. Întrebări mai atât? Dar deja noi suntem de presă, cred. Sau... Nu? Atunci prea mai presă. Deja când aș fi genul ăsta, vezi sau nu? Da, voi vedeți acum avut, nu știu cum, care vă deranjează din care de consum. Noapte, rămâne tot timpul. De atât că VVV-ul a schimbat comportamentul total al jurnaliștilor, în care primul care dă acela cel mai tare. Chiar de favoarea, opiniilor, mai multor opinii, se dă oricum. Din păcate, oamenii, adică mă refer la agențiile, instituțiile media aici, a preferat să publice știrea prima dată doar pentru acel breaking news și da. După abia să o verifice. Să o verifice, dar exact ca și în bancul mai postează un update, nu cerem scuze, sau am observat că sunt mai practică și la televiziune, cum ar fi, care sunt destul de credibile. Un update la ce ne cerem scuze, dar mii de oameni care au văzut breaking news și nu mai revin exact la ce ne-am sau șterg efectiv tot articolul, fără să mai știul știi, de exemplu, la Digi24 se întâmplă lucrurile astea, chiar care noi, ca și o televiziune care are o anumită obiectivitate, nu conservește neapărat intereselor politice, deși și asta este, bineînțeles. Da, era un gândit de aplicație, dar de mână după cum o să... cum o să întâmplă. Un fel de trust network care e bazat doar pe contactele din telefon. Adică dacă el vine, share cineva exact ca din telefon, tot cum are telefon, dar și ăla e întregul. Se folosește încredere din adres bucul la fiecare pentru a face spread la noutatea asta, filtrare. De atât cu Facebook, e oricine poate greșe, orice anonim, poate face boost și mai departe. În cazul dat, foarte greu să faci lista de telefoane în urmă. Am asta ideea, da? Dacă să fac aplicația asta, o să fie la nivel internațional, în România sau în acolo. Dar e cumva o idee care nu mă țin minte. Mi-a făcut așa... am făcut o aplicație foarte șmechită. Din multe ori, ideea care o ai, multe de una... foarte poate să fie general, dar din punct de vedere psihologic poate să dea... greș. De exemplu, am făcut o dată aplicație pe Facebook care se numește Mary Me. Adică Mary to Queen, sau foarte bun, da? Și ce făcea? Tu dădeai accept Facebook, el s-o putea, el s-o putea și genul masculin, da? S-o putea cu cine mai multe like-uri și share-uri date de celălalt sex și securi. Tu cu persoana asta, engaged, bla bla bla, făcea o status pe Facebook și se pleca viral. Și tot a plecat viral, dar la un moment dat
am văzut de așa o situație în care mulți dintre voi aveți și un soț, soție și de multe ori îți dă engage virtual, nu cu soție. Dar cu prietenul care tu ești. Deși persoana cei care ți-o dă e foarte privată cu tine. Tu îți dai seama, băi, persoana asta, tu e în același timp de mine, de engage și așa mai departe. Dar poate să fii soție. Și te-ai o problemă acasă. Eu am observat chestia asta după ce am pornit aplicația și parcă mi-e mergea groată. Și nu sunt soțele, dă like! Cam asta e. Adică după ce nu s-o gătire de acasă, eu și de acasă să mă așa. Eu încerc de multe ori să fac aplicații care să mergă groată. Acum, practic, în lumea asta, aplicațiilor, dacă nu reușești să faci viralitate, nu o vorbim. Și oricum, dacă vorbim despre jurnalist și tehnologie, comparativ, sau cel puțin același context de aceste două luni, putem vorbi despre viitorul jurnalismului doar pentru 5 sau 10 ani, mă refer de, plecând de acum, pentru că el oricum se schimbă. Exact cum a venit, când a apărut televiziunea, cine s-ar fi gândit că o să apare internetul la vremea respectivă? A crezut toată lumea că viitorul... Dar televiziunea nici acum nu vine, cred. Și acum a dat... Eu nu uit că de ani de zile de atât zonă. Toată treabă. Eu am Netflix-ul, Apple TV, Cotuz Major, poate... Și noi suntem, mă refer și la colegii mei de generație, genul acela de persoane care am crescut cu televizorul în cameră, dar efectiv nu-l deschide. Da. Eu așa fac lucrurile, câțiva nu mă uită. Dacă ceva eu mai apar la televizor și cumva îmi scapa, eu îți dau time shift la provider-ul care are televizor, îmi dai și time shift și atâta zi, poți să faci. Și vezi, vezi. Dar de obicei, tu îți bagi și da. Dar un posibil variant ar fi viitor jurnalist, de fapt, să fie tu produci știrea și ei se bagă în sistemul de ajutor virtual, în care cum oamenii consumă dacă treabă știrea asta. O să fie tot mai popular și mai popular chestia asta. Că lumea deja se plictisește pe Facebook. E chiar dacă crezi că acolo audiența deja nu mai este pe Facebook. Audiența se șede în chat. În chat tu poți să te duci la ei doar dacă faci grupuri, în care site-ul nostru a creat un grup chat, WhatsApp sau pe Viber sau pe Telegram. Și noi acolo postăm noutățile și e foarte interesant metoda de postare. Nu trebuie să postați link. Nu vreau să vedem link. Trebuie să postați doar fotografie și ce s-a întâmplat. Și că dacă vreți. Problema e că nu știi cum să monetizezi chestia asta. Deja există sisteme de publicitate care încearcă să monetizeze chat-ul grupului. Adică, tu dacă ai mulți followeri într-un grup anumit și te unești la un sistem de publicitate, nu știu ce l-a făcut. După asta le dai voie la sistemul ăsta de publicitate și el se bage, o dată pe zi, de exemplu, se bage o publicitate, un mesaj cu publicitate. La fiecare ori se bage. Și atunci îți plătesc pentru ții pentru că tu ai lăsat să publici la tine pe chat. Și cred că tot aici, dacă vorbim despre lucrul ăsta, a fost un caz acum recent, cred că două luni, la noi în România, despre fake news răspândit doar în grup. Nu știu dacă știți cazul cu... Era o fată de 12 ani internată la spital de București și avea nevoie de sânge. Nu știu dacă știți cazul, s-a întâmplat acum de două luni în urmă, cred. Când toată lumea, deci persoane publice, toate știrile au preluat efectiv informația și trimis share în privat și trimis informația, dar așa s-a răspândit și efectiv știrea era de 2008, cred că, sau... Foarte multe știri deja prin chat să răspândesc. Prin grup, da. Eu, de exemplu, am WhatsApp, toate neamurile mele stau cu WhatsApp. Ele se răspândesc cu toată lumea. Noi asta nu e. Dar fiecare zi, toți pun fotografii copiilor, ce fac, ce trec, ce trec. Asta e sistemul nou de comunicare cu noi. Și exact acolo se duc și știrul, dacă ceva s-a întâmplat. Deja, vă știți, lumea stă pe chat. Acum gândiți-vă cum să ajungi la ei. Te-am plecat spre ziua de mâine. Poftim? Te-am plecat spre ziua de mâine. Da?
Dar când ea acum o să fiu preștorul, o să fiu. Acum am gândit. Nu? Mai sunt întrebări? Nu? Sper că nu v-ați dezamăgit tare în profesie care ați ales. Eu am făcut totul ca să vă revoluționez.